Marian Bălie, un foarte bun prieten al meu. E stilist, el e stilist cu patalama, adică apreciat la nivelul societății. Mă mai sfătuiește în privința îmbrăcăminții, în privința ținutelor de TV și chiar și la cele pentru radio. Marian Pălie, cel mai mare stilist din România. Îți mulțumesc că mai deja ți-ai făcut 35 de dușmani. Sau mai puțin, că suntem puțini în meserie. Să ne afirm părerile. Apropo, ce înseamnă pentru tine atipic? Tipic. Un alt fel de tipic. Păi nu, nu trebuie să fie nici într-un fel decât în felul tău, atât. Moda este prin excelență un subiect al frivolității, pentru că am obișnuit să fim superficial. Dar poate să fie și profund, nu? Când? Moda nu poate să fie și profund, adică... Când? Când te reprezintă. Nu, ai deja poate o artă care ar trebui puțin să nuanțăm lucrurile. Aha. Moda nu e întotdeauna același lucru cu arta și nici invers. Ok, am constatat cu toții că toate libertățile nu ne-au dus decât într-o sclavie și mai mare. Astăzi. Toată libertatea pe care a intuit-o, în primul rând, inclusiv industria în care fac parte, nu a dus decât într-o formă de sclavagism postmodern, strălucitor, în care cu toți ne simțim minunat, că până la urmă vorbim despre un sistem economic. Finalitatea lui sunt banii. Totul e vandabil și trebuie să fie vandabil. Deci până unde există, până unde este artă, până unde este comerț, nu prea se poate pune o graniță, pentru că până la urmă, în fond, principiul pe care stă această mamonă sunt banii. Tot un clișeu, dar până la urmă ce frumos este să fii într-un clișeu. Da. Și mai puțin obositor. Pentru mine mai nou înseamnă să ai urechile foarte mari. Atât și băieții cât și fetele. Dar nu mari, clăpăuge, da. Mari. Foarte mari. Buzele foarte subțiri. Așa. Nasul cât se poate de strâmb. Dar asta nu înseamnă că fac apologia urâtului sau picioarele cât mai lungi și bazinul cât mai îngust. Pentru mine sunt și mă explic de ce, pentru că este un material foarte bun pe care pot să lucrez. E ca un pictor care are nevoie de culori foarte bune și de o pânză excelent tratată, ca să îi poată ieși cu inspirația lui tabloul pe care și-l dorește sau pe care îl are în imaginația lui. Așa sunt aceste modele pentru mine. Mă inspiră ca să pot să-mi duc mai departe lumea mea. Mă inspiră ca să pot să-mi duc mai departe lumea mea.